Bună ziua, la mulți ani, tovarăș, eu nescu de la 2. La mulți ani. Cu cine am onoare? Eu nescu de la 1. În ce problemă? În problema băii. Care baie? Baia dumneavoastră. Dumneavoastră nu faceți baie? Obișnuiesc. Gradul de civilizație al omului se calculează în funcție de cantitatea de săpun consumat și numărul de cărți citite. Mă rog, puteți citi și în baie, dar altul e necază. Vă ascult. Tovarășe Ionescu. De la 1. De la 1. Adică de sub dumneavoastră. Baia mea este sub a dumneavoastră. Când faceți dumneavoastră baie, curge apa pic, 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 pic la mine în baie. Și în felul ăsta aveți două dușuri. Păi și eu pățesc la fel. Când folosește baia tovarășe Ionescu de la 3, toată apa curge la mine în baie. Păi instalații vechi, n-avem ce face. Păi să reparăm țevile. Păi să le reparăm. Ionescu de la 3 repară țeava de la 3, iar dumneata Ionescu de la 2 repară țeava de la 2. Și dumneata? Păi baia mea e bună. Păi atunci de ce te plângi? De baia dumitale. Nu înțelegi că între plafonul meu și dușul meu a dumitale din baie e un spațiu în care e o țeavă. Da. Și prin țeava asta curge apa. Exact. Situația corespunde realității înconjurătoare. Păi lipește țeava. Păi lipește-o dumneata, că la dumneata curge. Eu lipesc țeava lui Ionescu de la 3 care curge în baie la mine. Și Ionescu de la 3? Ionescu de la 3 n-are ce lipi, pentru că în pod nu-i nicio țeavă spartă. În pod fiind porumbeii. Și porumbeii nefăcând baie. Logic. Nu e just, tovarăș Ionescu de la 2. De ce, tovarăș Ionescu de la 1? Pe cum? Eu care nu am nicio țeavă stricată să lipesc, iar Ionescu care are o țeavă stricată să nu lipească, nu? Știi că ai și dumneata dreptate? Sigur. Ionescu de la 3 lipește țeava limitrofă de dumnealui și dumneata. Nu o să facă asta niciodată. De ce? Pentru că la el în baie nu curge nimic. Bine, dar curge la noi. Ai dreptate. Dar victimele lipesc. Dumneata nu înțelegi? Eu lipesc oricum o țeavă. Păi lipește-o. Da? Dar lipesc țeava lui Ionescu de la 3, care curge în baie la mine. Nu e drept. Nu e, de acord. Îl dăm o judecată. Judecată? Sigur. Și până se pronunță sentința, se înfiltrează apa, se prăbușește bloc. Am o idee. Mergem în pod și tragem o țeavă deasupra băii lui Ionescu de la 3. Nouă. O țeavă nouă. Așteptăm 20 de ani până să... Nu, nu, nu! Că o spar eu pe loc! Ciocanul cui poc! Știi că nu era ideea? Și în felul să-l obligăm pe Ionescu de la 3 să repare la el, eu la mine și... Nu e bine. De ce? Păi dumneata scap de cheltuieli. Nu, eu plătesc instalarea țevii de la 3. Și găuritul? Și găuritul. E clar. Mâine branșez țeava și o găuresc. Mm-hmm. Și cine o folosește? Ionescu de la 3 o să închidă robinetul. A, nu, că nu-i pun robinet. Astupă țeavă. Nu, nu e bine. Să știi că o să cheltuiești banii de pomană. Eu am o altă idee. Mergem pe casă și găurim acoperișul. Și așteptăm să plouă. Aur! În felul ăsta apa se infiltrează la Ionescu. Ionescu este nevoit să repare acoperișul. Și gata, dumneata, repar țeava de la 3, eu țeava dumitale. Așa e bine. Ce? Nu e bine. De ce nu e bine? Dar Ionescu de la parter... Cum, la el nu curge nimic? Nu! Nu e cinstit. Tu stai! Că sparg țeava de la mine și curge la el. Mm-hmm. Nu? Da, Ionescu de la subsol. N-are țeavă. Nu-i nimic. Eu instalăm. Rămâne la latitudinea lui. O sparge sau nu o sparge? Treaba lui. Nici vorbă. Păi dacă o sparge, apa se infiltrează în pământ, apoi în temelii și se prăbușește blocul. Ionescu de la subsol nu trebuie să spargă țeava. Nu-l cunoști! O sparge sigur! De ce? De-al dracului, ca să se dărâme blocul. Păi de ce să plătească Ionescu la subsol 2 poli pentru țeava lui Ionescu la parter, când pentru țeava lui nu păgubește nimeni 2 poli? Ce raționament, domnule! Pentru 2 poli? Păi da, cu 2 poli lipim țeava lui Ionescu de la 3. Pentru 2 poli! Dar cine-i dă? Păi dă cu toți. Vine 10 lei de Ionescu. 15. Că Ionescu la 3 nu plătește. Că la el în baie nu curge nimic. Ce faci? O luăm de la capăt? Păi o luăm. Păi de ce?